Rezoluția 55/282 a Organizației Națiunilor Unite, adoptată pe data de 7 septembrie 2001, prevede ca din 2002 Ziua Mondială a Păcii să fie celebrată la o dată fixă, și anume 21 septembrie. Aceasta este dedicată păcii și în special absenței războiului și a violenței. Ziua a fost sărbătorită pentru prima oară în anul 1982, iar de atunci este sărbătorită în fiecare an de mai multe națiuni, organizații politice, militare și oameni. În următoarele 100 de zile să fim alături de milioane de oameni din întreaga lume care suferă din cauza impactului devastator al violenței și al conflictelor. Să ne împărtășim ideile și planurile pentru a-i ajuta și a-i sprijini pe cei care, în prezent, au mare nevoie. Acesta este îndemnul secretarului general al ONU, Ban Ki-moon, în mesajul adresat acestei zile. Tema pentru anul 2015 este Parteneriate pentru pace, demnitate pentru toți. Își propune să evidențieze importanța tuturor segmentelor societății și a necesității de a conlucra în depunerea eforturilor pentru a menține pacea. ONU invită toate națiunile și oamenii să facă un gest de onoare în această zi prin încetarea ostilităților pe parcursul zilei de 21 septembrie. Îndemnul este de a celebra această zi prin educație și sensibilizarea opiniei publice cu privire la aspectele legate de pace.